Aici, nu, aici e camera bebelușului. Și unde e laundry room? Ai avut o singură drujba, să nu plângă bebele, să faci curat, dar ce ai făcut? Vai, ce se întâmplă? O să plec pentru 2 ore și jumătate și tu, Cristina, pentru că deja ai copil și te pricepi, vei fi bună. Ok. Te pricepi să fii bună? Mă pricep să fiu mamă. Și okay, cred că o să mă pricep să fiu și bună. Lasă, vedem aici, dați like aici pentru pricepută. Ia uite, gunoi. Trebuie să gunoiul. Dar stai puțin, bună sau slugă? Și trebuie să ai grijă de ăsta mic. Adică... Aoleu, mâncat pe acolo. Ai, de bine. Ok, copilul plânge. Apasă pe tot ca să afli task-urile. Stai puțin, că am și un timp în 3 minute și ceva. Oh my god. Fii atent. Trebuie să faci vasele, să duci gunoiul, să tunzi iarba. Bun, lasă-mă să fac vasele prima dată, dar se pare că lăsăm un copil așa să plângă și facem vasele? Și cum le facem? Nu știu, nu știu. Stai, că trebuie să iau vasele murdare și le pun. Poate prin casă vasele. Da. Și cum le iau? Pe click. Ia puțin copilul. Stai că nu știu cum. Du-te la copil. Bebe. Așa. Așa, baby angel. Ce faci cu ăsta mic? Mi arată cât de nervos e. Dă-i click pe el. Trebuie să dau click pe el să nu mai fie nervos. Trebuie să dai click pe orice. Acum mai pleacă afară. Vezi să nu te tai în iarbă. Ci că să nu te tai în iarbă. A, dublu click ca să-i. Am luat și acum pun aici. Hai mă, că deja începem să ne pricepem. Mamă, tomberonul. Bă, să știți că e foarte fain joculețul, așa că ar faceți bine să apăsați acolo butonașul de cocolă. Forță! Ia, uitați. Stai mă, că vreau să te iau în brațe. Nu, nu mă plânge, nu plânge, ia 5 lei. Aha. Uite ce, cred că mai suntem cu farfurie murdară. Da. Bă, dar ce fain jocul ăsta, că e fain, că e după viața reală, știi? Faza este că farfurile astea sigur nu le-au murdărit copilul, că doar copilul nu stă aici. Și se fuge la mine. Și se uită la televizor. Adună pe jos cu mopul. Oh, gunoiul. Stai mă, plânge dar... bebele! Iarăși! Dar de ce plânge atât de mult? Stai, frate! Tunde iarba, udă-i găzaunul. Dar nu mă las acum, stai să dau pe T. Uite, tunde iarba cu aia, tunde iarba cu aia. Stai mă, că trebuie să iau gunoiul. Și poate te îndă, nu știu, că n-am mai citit. În tomberon, unde să-l cumperi? Da, dumpster outside. Unde? Aici ai? A unde ții gunoiul? Nu l-am luat, l-am plânge lăsat. Plânge bebele! Lasă-l puțin să mai plângă. Dar nu mă lasă, mă, să iau. Nu, trebuie prima dată să liniștesc copilul. Asta e caz real. Prima dată liniștim copilul, da? Să găsești gunoiul din mână. Așa. Să găsești gunoiul din mână! Lasă-mă, e bun. După aceea ce trebuie să mai fac? Tungi iarba, tungi iarba! Bun. Auleu. Ce, așa? Dar ce tungi iarba, mă, ca în House Flipper? Hai mă, că asta-i treabă de bărbat! Unde bebele! Unde ești? În casă! Nu cred. Unde-i, frate? Uite-l! Sunt de amuzant. Clic. Știi ce? Hai că îl țin aici lângă mine afară. Fuge, așa. Mă. Lasă-mă să stai acolo în timp ce eu tai iarba. Mai am un minut. Tu tunzi iarba. Hai repede. Mai am un minut. Copile, dă-te la o parte să nu pățești nimic. Hai de vină. Să nu tai și copilul. Ce ai făcut? L-ai lovit copilul? Nu știu unde e copilul ăsta. Hai de cap, bă, mi-amintește de primul episod pe care l-am făcut noi ever pe canalul acesta Cocolix. Vreau să vă duceți să-l mai vedeți încă o dată și să vedeți cât de gameriți între ghilimele eram atunci. Baby Simulator primul? Nu, bă, eu așa știu că cu bebelușul am făcut primul episod. Unde e bebelușul? Stai să vedem că mai avem aici teme. Pick up clothing. Trebuie să după aceea să luăm și hainele. Să le punem nu știu unde, probabil mașina. Ba da! Dar nu, ba da. Ba da! Unde trebuie să pun hainele? În aici? În rufe. Stai că-mi zice. Dacă apăs pe tâi... Păi prima oară deschizi ușa și după aceea... Că plânge într-un laundry. Stai mă, că asta voiam să fac, să deschid prima dată ușa. Plânge bebele, nu poți deschizi ușa când plânge bebele. Păi ce grea e viața de bonă și de părinte și de tot. Pasă pe tab. Așa. Pe tab? Îți pare așa. Bun, hai să vedem, oare unde o fiu laundry room? Aici noi. Oh my gosh, aici trebuie să faci curat. Aici, nu, aici e camera bebelușului. Și unde e laundry room? Ai avut o singură drujba, să nu plângă bebele, să faci curat, dar ce-ai făcut? Asta e mămica? Da, mămica. E foarte bună la suflet, știi? Auleu, play again. Da, s-a haide mă, că m-am motivat. Stai mă, că vreau să mă joc încă o dată. Dar vreau să dau play again, de ce nu merge? Păi vrea donate. Femeie, vreau să te ajut. Te cred că te ceartă, nu terminat. Plânge bebele! Bun, haideți mă că mai avem încă o șansă. Și după aceea să faci altă casă. Altă casă? Stai mă să terminăm asta. Ce îți faci? Du gunoiul repede, că s-a pus ușa repede. Stai că iau farfurile, că astea deja m-am învățat. Eficientă! Stai mă să facem ce știm deja. Așa, numai că nu mai știu unde să fac celelalte două farfurii. A, una este în camera aici. Schidem.
plânge, Doamne, bebele. Plânge și nu poți să fac nimic când plânge. Unde ești? Afară, afară plânge bebele. Dar știi ceva? De aia s-au inventat țarcurile. Trebuie să-l luăm și să-l punem într-un țarc. Te rog, Felix, construiește țarcul. Plânge în țarc. Stai că nu poți să faci tema un task decât dacă îl termini. Nu poți să faci, dar trebuie să iei un mob dacă vrei să faci aia de jos. Ah, dar nu știu unde e. E ușa aici în dreapta, cred că e la drumul. Ah, ok. Nu asta. Nu asta. Aoleu, dar asta care? De după, asta mai de este încă o ușă? Da. Stai, bebe, stai. Ușa de lângă, din dreapta ta. Hai să vedem aici. Aici e la Aici e la Andrei Romu. Ăsta scurate. Nu mă, că smurdare, erau pe jos. Asta e să iau mopul. Dacă tot l-am văzut, ăsta e aspiratorul. Haide, facem și noi tot ce putem. Așa, așa. În timp record. Uite, bebele! Unde ești? Uite, la aici. Stai pe loc, de vrind acum! Bă, ce fain e joc, îmi place! Stai să iau aspiratorul, că asta e partea mea prea preferată. Uite aici. Aspirăm, aspirăm. Cred că am aspirat peste tot. Mai plângi sau nu mai plângi? Nu am aspirat, că aveți și celelalte camere mizerabile. Și celelalte camere? Plânge, bebele! Doamne, plânge. N-am pus bine mâna pe aspirator și deja au început să plângă. Copile, ce ai zice? Dacă mai ești, și tu la curățenie. Uite și alte camere. Uite-ți pe aici, uite. Dar asta părinții au făcut. Ia aspiratorul. Și mai acolo. Stai-ți, văd, aici. Nu, aici nu poți să intri. Nu poți să intri. De ce vrei să intri acolo? Mai e ușa din față. Că vreau să văd ce se întâmplă. Copile, stai! De jocul ăsta este imposibil. Așa. Este imposibil, mă, să ai grijă și de o casă și de copil. Da, pe vezi, așa e viața. Ce faci aici afară? Nu știu, vreau să iau rufele astea, să le duc în laundry room. Fața, acolo. Mai am o farfurie de luat. Câte? Mai două, mai trei din cinci. În camera cealaltă farfuria. În care camera? Asta, aici? Asta. Aoleu, și aici trebuie să iau aspiratorul. Plânge, bebele! Mă, că nu poți să faci nimic, că copilul plânge. Am văzut mopul. Ia asta să aspiri. Stai de. Așa, căști. Căști. Hai, cred că s-a terminat, nu? Ia rufele, ia rufele. Hai să luăm rufele. Bă, deci nu vine să cred că n-ai făcut nimic până acum. Numai dacă duci gunoi, ai făcut un task. Am pus? Du-te gunoi repede, du-te gunoi repede. Stai imediat. Plânge, bebele! Te rog frumos, așteaptă-mă, că vreau să te iau în brațe. Nu mai ajut la nivelul 2. Ba, lasă-mă, că ia eu am încredere în mine. Stai că să ies și eu hai, din mă, casă. Hai mă, Cristina, mai dau gunoi în ușă. Mă stresez, mă. Ai făcut un cior, hai, un cior. Un cior, iarba, haide. Frate, dar lăsăm iarba să crească, cine are nevoie de gazon duns? Ce, lasă. Mare tunsă. Plânge, bebele. Unde ești? În casă plânge. Unde ești, copilule? Hai de cap meu, dar nu putem să-l închidem într-o cameră. Du-te în țară, dacă îi place, du-te în țară. Ce în țarcă, în pătuți? Fuge, fuge! Unde? Tunde iarba! Trebuie să tunde iarba! Hai de cap meu, până ajung eu la tunzătorul ăsta de iarbă! Ce de firmă-i vom? Hai să vedem! Țineți în pumni, oameni buni, că e super greu aici, dificil să ai grijă, bebele, de casă! Păi deci, bebe, când o să crești mare, să nu te întrebi! De ce n-avem mai multe? Task-uri. Mai două farfurie și o vasă, de o farfurie, farfurie! A unde o fi, în care cameră? Nu știu, caut-o! O fi pe aici. Da, caută pe aici undeva, nu te peste tot unde ori mâncat ăștia. Bă, ce curat e aici. Uite aici. Plânge, bebele! Unde ești? Unde-i farfuria? Dacă trebuie o farfurie. Unde-i bebele? Unde-i bebele? Cristina, ai pierdut bebele? Băi, nu cred. Bă, am pierdut bebelușul. Femeie, nu cred că mă plătești destul. Sunt prea multe lucruri de făcut. Mai puteți, de plec. Mai joc o dată. Hai că după aceea, pastab, după aceea o să joc eu. După aceea joci tu? Stai, deci în primul rând, eu vreau să știu unde sunt toate farfurile astea. Plânge, bebele! O, Doamne! Nici n-am început bine, nici deja începe. Știi ceva? Hai să luăm aspiratorul ăsta. Că măcar cu el putem să facem mai ușor. Pur și simplu, nu dăm niciun click, doar mergem. Așa, știm deja unde sunt petele. Uite așa, aici mai este. Plânge, bebele! Meu. O ușă nu pot să deschid când plânge copilul ăsta. Asta măcar stai pe loc să te plimbi. Ce te ceartă mami după? Așa, luăm, deschidem și aici. Așa, luăm ăsta. Nu, că se deschide cu click. Deci eu vreau să fac toate ciorurile astea. Am făcut? Nu, mai este pe undeva. Plânge, bebele! E jocul imposibil! E viața reală! E imposibil! Stai să vedem aici ce-o fi. Rufe, ia-ți rufe! Ai de mine ce bălegăreț acolo! De la bebe. Nu mă, că se dau mai mari. Acum ia rufele, super. Rufele. Hai să vedem. Spatele tău, rufă! O rufă aici? Nu mă! E rufă! Nu e rufă! Ia-o! E tablou! Ai încredere în mine și ia-o! Să am încredere? Da! Bine, imediat mă duc să... Așa toate rufele. Așa arată? Da! Clic! Am uitat, m-am zăpăcit! Ia rufa! Asta e a lui mami, de ce și-o lăsat-o pe jos? Că s-o îmbrăcat și are întâlnire, știi? Hai să mai vedem. Ia, te-a zis că asta e rufă, ia rufa. Eu zic că nu-i rufă. Uh-huh. N-are cum să fie rufă tabloul ăsta. Da, e rufă.
Decălcată. Da. Plânge bebele. Mai am un minut și 57 de secunde, măcar să duc gunoiul ceva. Hai să duc gunoiul. Hai că mai ai un vas și trei rufe și... Da, iarba. Dar unde e ultimul vas? Iarba. De capul meu, ce greu e aici să fii bună la familia mai asta. Un vas. Plânge bebele. Uite pe masă era o adună asta aici. Și pare cealaltă, am găsit pe ultima, pare cealaltă mesei. Aici cealaltă înainte și astea sunt toate vasele. Ah, ok. Nu-s toate, că trebuie să le pun pe toate. Păi da, mă, dar aia n-ai găsit înainte și în cameră. Stai, zis că acuși iarăși plânge. Și în cealaltă cameră și asta e tot. Deja mă stresez. Unde ești? Afară! Tot timpul e afară, nu? Unde ești, copchile? Și fă gazonul dacă tu ești afară. Fă gazonul, gata, ai găsit toate vasele. Fă gazonul, fă gazonul. Facem și gazonul. Adică știu unde este ultima. Am... Dar ce țintă ai, dar n-ai eficiență de atunci de gazonul. Lasă, că mai una în spate, o iarbă ia în spate, uite acolo. Nu mai e nimic. Așa. Am terminat, da? Du-te de la copil, că sigur o să plângă. De capul, stai pe loc! Și du-te în camera din stânga. Aici mai era o rufă. Așa, și după aceea duci în camera cealaltă și e vasa. Iau deci, vasa jos, și aici s-a rufă pe jos. Ai terminat cu rufele. Vai, nu cred, serios? Dreapta. Aici? Dreapta! Păi da, aici știu. Vasa. Deci că vasa, farfuria. Unde ești, mă? Afară, repede, că m-am... Am timp. Nici măcar nu mă uit, 34 de secunde, oameni buni. Ia farfuria care a căzut pe jos. Nu, n-a căzut, cred că s-a... Uite pe jos, l-ai sus pe mine, că-s camera. Stai că m-am stresat, unde sunt? Aici. Dă-te copchile la o parte. Ce mai de făcut? Tu. Pick up clutter, use vacuum to clean, use lawnmower, take out the trash, pick up dishes. Ce n-am făcut? Nu știu, ce n-ai făcut? Tu. Tab. Ce unde e copchila așa? Deci, practic, nu știu ce n-ai făcut. Vasă, uite la rufe, du-te la rufe să vezi dacă l-ai făcut. Mai trebuie rufă. 45, mai trebuie rufă. O rufă. Unde o fi? Aici, în camera cealaltă, tot timpul, camera cealaltă! Stai să mă duc aici. Camera cealaltă! Dar am luat-o pe aia deja de aici, nu e aici. Nu? Nu, ce mă stresezi. Aici, nu știu ce e aici. E o cameră secretă. Camera prin care vine mama. Băi! Lași pe mine începătoare. Te las și pe tine, hai să vedem. Începătoare. Dar acum, după ce știi tot... Nu-i corect, eu ți-am arătat unde stau de farfurile. Uite-mă cum face gamerul aici. Serios. Să vă arăt cum genial să fii tată. Un tată adevărat care își ajută soția da. Și mama. Asta nu e copilul tău. Asta e, tu ești bună. Hai arată-ne. Nu, eu sunt bun. Hai să vedem, oameni buni, cum se descurcă Felix ca să fie bun. Plânge bebele. Stai, niște nu plânge. Mă, nu plânge, mă, că te dau să te duci de jos pe jocuri. Așa, prima oară luăm vasa și punem prima vasă și după aceea punem a doua vasă, da? Ce vasă, mă, că dormi pâine. Și după aceea deschidem asta cu nasul. După aceea punem a treia vasă, da? Vas! Farfurie! O vasă... Mai plece! Ce greu e jocul, știu să zic ca Cristina! Deci eu nu-l ajut deloc pe Felix. Trebuie să mă ajut, că eu am o coeficiență de păi nu te ajut, că deja știi unde sunt toate lucrurile. Da, uite, știu, eu am făcut prima oară, am făcut vasa. Așa, a făcut un cior. Am făcut un cior, da. Vrea okay. Să-ți deschidă ușa aia, dar nu poate nici el. Baby's crying! Nu știu să deschidă ușa când plânge bebele. Mai nu mai plânge, nu baby's crying, zi, bebele plânge! Deci aici nu poți să faci nimic dacă bebelușul plânge. Bă, da. Era acolo un biberon, poate trebuie să-l dai. Nu, eu cred că plânge de foame. Nu credem în biberoane. Sigur are el un motiv de care plânge, nu? Noi nu credem în biberoane. Nu credem în biberoane? Nu credem. Adică să plângi? Unde băi, ești? De ce, dar cred că o să se descurce foarte bine, ca un gamer care este. Bla, hai să duc și gunoiul, că n-am știut. Uite, mă, cât de relaxat este. Nu-s relaxat. E genul care se stresează tot repede. Nu-s relaxat deloc. Nici că fugărești copilul. Unde, băi, nu vede apoi când plângi? Cred că secretul este să-ți găsești toate chestiile de făcut pe lângă copil, știi? Că atunci când începe să plângă, tu să fii deja acolo. Ok, trei ciururi deja, trei ciururi. Da. 5, așa, închide-te. Ok, nu, că, da, okay. S-a hai să aspirăm. Iam aspiratorul, nu e aici. Unde? Este în baie, în camera de laundry room. Nu mai plângea tu. Așa. Mai ai 1 minut 44 de secunde, eu zic că ai timp suficient. Da, mă, da. Îl găsesc așa, ultima rufă. Mai sunt aici ultima, două. Ultima rufă. Uite aici, și în baie. Aici, mamă, cât hârtie genică au ăștia. Ai văzut? Bă, parcă fugi departe de mine. Haide, mă, că mai are timp super suficient, Felix. Ai uitat aici să mai dea cu aspiratorul. N-am uitat. Ăsta e aspirator dintre la cu tot cu mop, știi? Problema e că unde e ultima rufă? Poate aici, în camera copilului. Imediat, unul aici. Da. Să vedem ultima rufă.
Și nu uitați, toate astea trebuie să faci în fiecare zi de la capăt. Pe afară ultima rufă, nu? Nu. Deci dacă eu găsesc, dacă se scurufă, am terminat jocul. Rufă. Pe ultima. Ok. Eu zic, o fi rufă. În camera cealaltă. Rufă. Aici nu. În camera cealaltă, poate pe pat, pe lângă, pe acolo. Uite, uite, pe jos. Am găsit rufa! Ai luat-o? Da, stai puțin că plânge asta, amic. Vin numai, mă bate maică ta, vin încoace. Stai să vedeți că gamerul o să reușească, pentru că s-a uitat la mine, de aia reușește. Uite, bă, și ia cam, asta e de aici. Nu cred, și-ți mai rămâne și 20 de secunde. De prima! Nu bravo! Poftim 1 milion de euro, bravo! Cristina, să înveți de la Felix. Felix este cel mai bun bon, se pare. Sunt bon. Tăticul anului. Ostea! Ce poți să faci mai bine de o stea? Poți să faci 3 stele! Nu cred că se poate mai bine de atâta. Ai reușit foarte bine, mă. Nu vreau să mă laud, dar din prima...